dimineața! Bine ați venit și în această dimineață. Vă rog să-mi spuneți dacă se vede și se aude ok pe stream, pe YouTube și pe Twitch. Astăzi ne propune să discutăm despre Jetpack Compose și despre SwiftUI. Dar înainte de a discuta despre aceste tehnologii, aș vrea să răspund la unele întrebări pe care le-am primit legate de implementarea pentru ultimul laborator, integrarea cu un server. Multă lume m-a tot întrebat dacă pot să folosească un anumit engine de bază de date pentru implementarea de pe server. Nu este nevoie, nu se cere să avem datele memorate pe server. Se pot ține doar în memorie datele pe server. Important e să fie implementat serverul de către dumneavoastră, să nu fie un server de tip cloud sau serverless și puteți să rulați pe mașina locală. Deci se poate rula și pe altă mașină, dar să fie ceva implementat de dumneavoastră. Și aici, cum ziceam, în cerințe trebuie să fie un server REST și să avem cel puțin acele 4 operații CRUD. De asemenea, ce o să urmărim la laborator este pentru fiecare operație trebuie să avem un mesaj de debug înainte să se facă operația către server. De asemenea, să pornim un indicator de progres, un progress bar, cum am văzut în cursul 2, cred că. Iar în momentul în care primim un rezultat de la server, trebuie să logăm cu un mesaj de debug, ori un mesaj de succes sau eroare, iar în cazul unei erori trebuie să o arătăm la utilizator printr-un mesaj care să-i facă lui sens, să nu-i dăm direct mesajul de eroare primit de la stack-ul de rețea sau de la bază de date când persistăm. De asemenea, trebuie să ascundem acel indicator de progres înainte să arătăm datele. Erorile, în cazul în care primim erori, să zicem că am făcut o operație de adăugare sau o operație de update, trebuie să le arătăm pe ecranul pe care s-a făcut operația. Deci nu ne întoarcem la listă sau un alt ecran și acolo îi arătăm erorile. Trebuie să-i oferim utilizatorului șansa să vadă acele erori pe ecranul și pe care a introdus datele, să poată să corecteze, dacă e nevoie, unele din erori. De asemenea, am mai primit o întrebare legată de cine va menține ID-urile entităților. În momentul în care discutăm despre o relație client-server, serverul trebuie să gestioneze identitatea entităților noastre. În bază de date locală, o să introducem entitățile doar după ce avem o confirmare că s-au introdus cu succes pe server. Deci nu putem să introducem ID-urile noastre locale pe server, deoarece putem să avem mai mulți clienți care să fie conectați la server. Serverul trebuie să gestioneze identitatea clienților. În momentul în care am primit confirmare de la server că entitatea noastră s-a updatat, s-a șters sau s-a creat, atunci o să aplicăm operația pe baza de date locală. Cum ziceam, în caz de eroare, o să-i arătăm utilizatorului un mesaj corespunzător. Dacă, să zicem, device-ul se deconectează de la internet sau de la server, și am văzut în cursul 3 un exemplu în care putem să folosim acel broadcast receiver să ne zică când s-a deconectat și când s-a refăcut conexiunea la internet, în momentul în care suntem offline, să zicem că s-a deconectat device-ul nostru de la server sau de la internet, cel puțin operația de creare trebuie să ne permită să adăugăm date în bază de date local. Aici, cu o parte dintre dumneavoastră am discutat, putem să le menținem datele respective într-o tabelă separată,
sau în aceeași tabelă, dar marcate ca fiind create online. Deci toate operațiile pe care le executăm offline trebuie să le marcăm ca fiind operații offline, pentru că în momentul în care ne reconectăm, trebuie să le reaplicăm acele operații și pe server. Acea operație de sincronizare de care ziceam în cerință. Dar cât timp suntem offline, trebuie să-i arătăm datele care s-au obținut în momentul în care eram online. În momentul în care ducem niște date de la server, lista noastră cu entități, de fiecare dată când ne întoarcem la ecranul cu lista din aplicație, nu mai trebuie să cerem date de la server. Deci le arătăm pe cele din bază de date locală. În momentul în care device-ul se reconectează, cum ziceam, o să aplicăm toate operațiile care s-au efectuat offline. De asemenea, această aplicare o să se facă automat, deci nu trebuie să adăugăm noi butoane pe care să le apese utilizatorul și să încerce reconectarea sau... Deci putem să-i arătăm pentru anumite operații care am stabilit noi de la bun început că nu o să poată fi făcute offline, să-i arătăm un buton de retry, dar pentru listă, odată ce o avem în bază de date, o să arătăm entitățile respective, o să folosim bază de date locală. Dacă nu avem nimic în bază de date locale, atunci o să-i arătăm un mesaj corespunzător utilizatorului și dăm șansa să facă retry. Dar dacă avem date, îi arătăm datele care le avem. Cum ziceam, această obținere a datelor în momentul în care device-ul mobil se reconectează la server, trebuie să se detecteze automat și să automat să ducă datele de pe server pe device-ul local. În momentul în care suntem conectați la server, iar alți clienți adaugă date pe server, aici sugestia e să folosim un WebSocket și puteți să vă uitați la exemplele pe care le-am pus cu Node.js la cerințele din anii anteriori la examen. Acolo am multe implementări de server care trimit prin WebSocket informația la clienți. De asemenea, cred că în cursul 3 avem un exemplu care folosește WebSocket. Vă rog să vă uitați peste ele. Dacă aveți întrebări, vă rog să-mi scrieți, să lămurim, să ne asigurăm că pentru ultimul laborator avem cerințele îndeplinite. Și acum o să trecem să discutăm despre cum a apărut Jetpack Compose și care a fost contextul în care s-au luat anumite decizii. Dacă ne uităm așa pe istoric, după cum ziceam, prin primele cursuri, Android și iOS au apărut prin 2007-2008. În 2008, în istoricul Android, vedem că apare prima versiune de interfață grafică, primul UI kit, adică un set de librării care permit dezvoltatorilor să definească layout-uri, widget-uri, să-și definească interfața grafică. Din acel moment, lucrurile s-au concentrat mai mult pe stabilitatea proiectului, pe funcționalitățile pe care le oferă sistemul de operare și accentul nu s-a pus foarte mult pe interfața grafică. Doar prin 2013-2014 au început să se facă eforturi de a îmbunătăți interfața grafică, iar din, cum ziceam, prin 2015, când a apărut Kotlin, o parte din dezvoltatori au început să folosească Kotlin, iar în 2017, Google anunțând Kotlin ca fiind limbaj suportat pe platforma Android, foarte mulți utilizatori au început să întrebe ce se întâmplă cu componenta de UI, deoarece mulți simțeau că a rămas foarte mult în urmă. Capabilitățile pe care le oferea nu mai fac față device-urilor sau fac față, dar ar putea fi îmbunătățite pentru device-urile moderne.
Tot prin 2017, Google lansează și Constraint Layout, care acum, probabil ați observat, e folosit de majoritatea aplicațiilor. Un layout care ne permite să stabilim mai, să zicem, ușor relațiile dintre widgeturile pe care vrem să le arătăm pe ecran. Nu știu dacă dumneavoastră ați prins acele știri, dar chiar la început Google dezvolta sistemul de operare Android pe un device de la HTC numit Sonar, care nu avea touchscreen. După cum am zis la primul curs, asta a fost unul dintre motivele pentru care s-a amânat lansarea Android în 2007, deoarece au văzut că cei de la Apple au lansat un device care avea touchscreen. Ca și specificații, să zicem, HTC Sonar avea 64 de mega de RAM, un procesor comparat cu cele pe care le folosim astăzi destul de slăbuți, 64 de mega de spațiu disponibil, și atunci se lăudau ei, comparat cu telefoanele mobile existente pe piață în momentul respectiv, o rezoluție extraordinară de 320 pe 240 de pixeli. Ceea ce era destul de o rezoluție destul de mare, considerând că majoritatea telefoanelor din acele zile, asta se întâmpla prin 2007, majoritatea device-urilor erau alb-negru, nu erau nici color, foarte puține suportau ecrane cu mai multe culori și majoritatea, cum ziceam, erau ecrane cu cristal lichide. Deci, aici deja vorbeam de o rezoluție destul de importantă. Până la urmă, ei au lansat în 2008 sistemul de operare Android pe G1 de la T-Mobile, un device care suporta deja evenimente de tip touch. Ca și procesor, era un pic mai bun decât procesorul pe care îl regăseam în Sonar. Ca și memorie, vedeți aici aproape că am triplat valorile, dar ca și rezoluție rămâne la fel. Deci tot 320 pe, de data asta un pic mai mare, 480 de pixeli. În zilele noastre acum avem procesoare mult mai puternice. Chiar anul acesta Google lansează un telefon dezvoltat de ei, cu un procesor făcut de ei, tendința în ultimii ani fiind să se facă procesoare care să fie integrate cu servicii de tip machine learning, inteligență artificială, să încerce să rezolve cât mai mult din cerințele utilizatorilor. După cum vedeți, s-a făcut un salt foarte mare și la memoria disponibilă pe device. Aici deja vorbim de zeci de giga. De asemenea, ca și spațiu de stocare, configurațiile minime sunt deja în jur la sute de giga, iar rezoluția este foarte mare. Deci aici deja, comparat cu Sonar, să zicem, dacă am compara la scară pixeli disponibili, am vedea că rezoluția de la G1 sau de la Sonar e mai mică decât o iconiță care e disponibilă acum pe iOS sau pe Android. Deci foarte mult au avansat lucrurile. Din acest punct de vedere, cum ziceam, o grămadă de dezvoltatori au început să întrebe pe diferite forumuri de discuții și la conferințele pe care Google le ținea, dacă nu ar fi momentul să se mai revizuiască din deciziile pe care s-au bazat
toate framework-urile de interfață grafică. Apăreau întrebări cum s-ar putea îmbunătăți. Google, văzând că e o tendință la dezvoltatori în a întreba și a-și pune astfel de probleme, au început să facă chestionare de prin 2016-2015, să întrebe ce și să încerce să identifice ce și-ar dori dezvoltatorii de la un nou posibil framework de interfețe grafice. Ce ar putea să facă mai ușor sau să faciliteze dezvoltatorilor în a crea mai ușor interfețele utilizator. Iar printre primele cerințe pe care dezvoltatorii le aveau era să se decupleze partea de framework-ul de interfață grafică, UI Toolkit fiind numit, de către sistemul de operare, să se poată menține, să zicem așa, dependența de către framework-ul acesta de UI separat de sistemul de operare. După cum probabil l-ați auzit, chiar la început erau probleme destul de grave cu fragmentarea pe Android, de care utilizatorii sau dezvoltatorii Apple la fiecare conferință tot încercau să se distreze, deoarece diversitatea dezvoltatorilor de Android fiind foarte mare, legătura aceasta dintre framework-ul de UI și sistemul de operare îi forțau pe dezvoltatori să aibă sau să mențină mai multe configurări ale aceeași aplicații pentru diferite rezoluții, pentru diferite sisteme, versiuni de sistem de operare. Iar cei de la Apple, după cum știți, până acum câțiva ani, mențineau aceeași rezoluție, același aspect ratio pe device-urile proprii. Și din cauza aceasta, dezvoltatorii lor nu trebuiau să se complice cu diferite versiuni. Mai mult, deoarece librăriile de interfață grafică erau decuplate de sistemul de operare, ca și dependența unei aplicații de ce oferă, să zicem, framework-ul de UI, UI Toolkit-ul, era independent de versiunea de sistem de operare. Aceasta, după cum ziceam, fiind prima cerință a dezvoltatorilor Android, să poată dezvolta aplicații care să meargă legate de aceeași framework de interfață grafică, indiferent de versiunea sistemului de operare, să evolueze independent. Adică, cum am văzut tendința în Jetpack, în framework-ul de care discutam că își propune să facă cât mai ușor dezvoltarea de aplicații mobile, să mute toate widget-urile în Jetpack, să fie dezvoltate separat de sistemul de operare. Iar odată mutarea aceasta fiind făcută, au început să întrebe ce s-ar putea îmbunătăți prin crearea acestui nou framework. Și aici aș avea o întrebare și vă rog, dintre cei care sunteți atenți, dacă ați dezvoltat aplicații web, desktop sau orice fel de aplicații, ce, să zicem așa, clase ați considerat dumneavoastră că au depășit limita bunului simț și sunt considerate deja prea mari. Aici, ca și unitate de măsură, ne referim la număr de linii de cod. Vă rog să scrieți în comentarii cam câte linii de cod trebuie să aibă o clasă ca să fie considerată prea mare de a fi menținută. 100, 500, 1000, 5000 de linii, cam care ar fi un nivel la care să zicem că deja sunt prea multe linii de cod, trebuie să împărțim clasa respectivă. Vă rog să-mi scrieți în comentarii.
Ca și, să zicem așa, referință în Android și acum, dacă vă uitați în sursele de la Vue, de la clasa Vue, care este o clasă părinte la toate widgeturile pe care le avem disponibile în sistemul de operare, o să vedeți că avem peste 30.000 de linii de cod. Matei ne zice aici 300. Da, 300, mulțumim de feedback, Matei. Este un nivel destul de bun. Deci dacă ajungem la 300 de linii de cod, putem să zicem că încă ne încadrăm într-o clasă destul de ok ca și linii de cod. În general, cam până la 1000 de linii de cod, se zice că încă se poate gestiona cât de cât ok. Deși și 1000, după părerea mea, este destul de mult și ar trebui împărțit. Dar aici, după cum vedeți, avem 31.000 de linii de cod. Se pare că și Răzvan ne zice că peste 300 de linii. Da, deci, în general, cam așa, sub 500 de linii tendința să se menține, dar o să vedeți în producție, în aplicații care se folosesc de către clienți, o să vedeți că majoritatea claselor o să cam depășească 300 de linii de cod. Deoarece majoritatea dezvoltatorilor, odată ce încep să dezvolte un produs, au tendința să nu mai refactorizeze din clase, ci doar să tot adauge funcționalități. Ceea ce, după cum bine ați învățat la cursurile de, să zicem așa, de tehnici avansate de programare și de tehnici OOP, nu ne ajută pe termen lung. Deci trebuie să avem grijă să le refactorizăm, să le menținem la un număr de linii care, sau la o mărime care să ne permită să le gestionăm ușor. Da, George, cum zici, depinde și mult și de limbaj, dar în orice limbaj, dacă depășim o anumită limită, deja e greu de gestionat. Alte decizii care inițial făceau sens în sistemul de operare, acum o să ne surprindă. Probabil ați văzut că pentru a implementa un drop-down sau un Dropbox, în Android îi zice spinner. Îi zice spinner deoarece la început el chiar era un spinner. Deci se schimba valorile prin swipe. Deoarece, cum ziceam, refactorizările în framework, odată ce îl avem în producție, sunt destul de greu de făcut, a rămas tot spinner. Iar altă problemă care utilizatorii o semnalau e că widget-ul buton extinde text view. Iar prin această extindere moștenește din comportamentul unui text view. Adică, dacă nu îl configurăm cum trebuie, utilizatorii pot să copieze label-ul de pe un buton. Ceea ce, în majoritatea cazurilor, nu prea are sens să facem cut. Cel puțin la, hai să zicem, operația de copii, poate ar avea sens în anumite cazuri că vrem să copiem label-ul respectiv. Dar să facem cut pe un buton, aia nu mai are sens. Sau să facem share la textul de pe un buton, nu prea are sens. Cum zicea și George, depinde de limbaj la număr de linii de cod. Prin deciziile pe care s-au luat în a dezvolta o interfață grafică, fie că o dezvoltăm în Kotlin sau Java, când folosim activități sau fragmente, avem cel puțin un fișier XML asociat, în care descriem layout-ul pentru activitatea respectivă sau pentru fragmentul respectiv. După cum am văzut, nu avem, în cazurile simple, avem cel puțin un fișier XML asociat. De regulă avem mai multe, deoarece le reutilizăm. În cazul fragmentelor, o să definim câte unul pentru fiecare fragment.
o activitate, o să mențină mai multe fragmente. Poate să aibă mai multe fișiere XML în funcție de layout, în funcție de orientări. Avem multe resurse în directorul acela de resource. Și pe lângă acestea intervin și stilurile. Avem teme, avem culori diferite. Toate acestea, să zicem așa, căzând în responsabilitatea dezvoltatorului pentru a asigura că utilizatorii au o experiență plăcută în momentul în care interacționează cu aplicația noastră. Odată ce se decuplează, să zicem, partea de interfață grafică de sistemul de operare, ca și opțiuni, am putea avea mai puține decizii, deci nu o să trebuiască să, cum ziceam, să ne întrebăm pe ce versiune de sistem de operare suntem, deciziile fiind legate doar de versiunea de librărie de interfață grafică. Mai multe versiuni de sistem de operare putând rula aceeași versiune de interfață grafică. De asemenea, când vorbim de sursa unor evenimente, cine gestionează anumite evenimente în cadrul aplicației noastre, putem defini mai clar care sunt sursele care produc evenimente. Și de asemenea, un alt scop ar fi să scriem și să menținem cât mai puțin cod, să se genereze cât mai mult pentru noi. Când, cel puțin când am început eu să studiez așa cum pot interacționa cu un calculator, am făcut un Hello World. În cazul meu a fost în Basic. La dumneavoastră probabil a fost în C++. Dar, în general, în majoritatea limbajelor de programare, avem o funcție în care automat se intră în aplicația noastră, în care putem folosi o linie asemănătoare cu ce am arătat eu pe ecran aici, un print care să ne afișeze acest mesaj pe ecran. Am vrea și pe platformele mobile să fie la fel de ușor, să nu trebuiască să setăm layout-uri, să știm de life cycle, de activități, de fragmente, să afișăm un simplu mesaj pe ecran. Aici sintaxa pe care am folosit-o este cea din Kotlin. În Kotlin, în main, putem să arătăm un mesaj așa direct pe ecran. În Android, nu o să avem main, deoarece, după cum știm, entry point-ul e o activitate, nu e funcția main, dar am putea avea o funcție de greeting, să zicem. Iar în loc de print, există în Kotlin, cei care ați dezvoltat până acum temele de laborator în Kotlin, știți că avem această funcție print, dar nu ne afișează pe device, ne afișează în consolă. Pentru a afișa pe device, am putea folosi o funcție numită text, ca să afișăm un mesaj pe ecran. Cum ziceam, eforturile de la Jetpack Compose, de la Jetpack ca și framework în general, au fost să ne ușureze lucru. Cei din echipa Jetpack de la Android s-au inspirat foarte mult de la framework-urile numerate aici, cel mai mult, să zicem așa, din React și Flutter. Și după cum știți, în Flutter interfețele grafice se fac declarativ, în React de asemenea, Flutter fiind și el inspirat de React. Ca și cerințe minime pentru a rula aplicații Jetpack Compose, avem nevoie de Android Studio Arctic Fox. Și chiar prima versiune care suporta Jetpack Compose era versiunea 3.1, Canary 3, dar acum
avem deja patch-ul 3, ieri am văzut că s-a lansat patch-ul 4, e stabil. Inițial, Jetpack Compose era încă în beta, acum de anul acesta este stable. Deci putem dezvolta liniștiți aplicații în Jetpack Compose, deoarece oferă un API stabil care, față de acum 2 ani, știm sigur că nu o să se modifice drastic. Deci o să se ducă îmbunătățiri, dar funcționalitățile de bază o să rămână la fel. Și dacă ne întoarcem la problema inițială, să zicem, la a afișa un mesaj pe ecran, în Jetpack Compose, după cum ați văzut o parte dintre dumneavoastră care ați folosit Jetpack Compose la laborator, putem foarte ușor să anotăm o funcție cu anotarea composable, iar apoi să folosim alte funcții composable care să ne construiască interfața grafică. Aici, să zicem așa, de interes, e că fiecare astfel de funcție anotată cu composable o să emită evenimente de tip UI, de tip user interface. Text este o componentă care va afișa pe ecran, va genera evenimentul de a afișa pe ecran mesajul primit. Și aici vedeți cum putem să preluăm o valoare prin parametri și simplu, cum afișăm un string în consolă, așa putem să-l concatenăm și să afișăm pe ecran. Deci, oarecum putem să avem aceeași experiență pe care o aveam când am studiat la început un sistem, un limbaj de programare și în Android, prin un apel simplu să afișăm pe ecran un mesaj. Acum, ce este compost? Păi, cum ziceam, un UI kit nou care încearcă să rezolve o parte din problemele pe care dezvoltatorii le-au identificat în versiunea veche. Încearcă să elimine foarte mult din acel cod pe care de care sistemul are nevoie, dar poate fi generat pentru noi, să nu trebuiască să îl menținem noi ca și dezvoltatori. Este un plugin de compilator, deoarece, cum ziceam, ne sunt generate foarte multe lucruri. O să vedem, o parte dintre dumneavoastră ați văzut deja la laborator, cei care ați folosit mai ales template-ul pe care l-am pus la dispoziție printre primele cursuri. Avem construcții, funcții care ascund foarte mult din funcționalitatea pe care în mod normal ar fi trebuit să o facem. Dacă anul trecut ziceam că încă este experimental și API-ul se schimbă, după cum am zis, acum deja am ajuns la o versiune stabilă și nu mai se fac modificări de API. Doar dacă se depistează bug-uri majore, atunci o să se corecteze și parte din API. Foarte important e că se menține compatibilitatea cu sistemul existent de UI. Adică putem dezvolta o aplicație hibridă în care să definim și view-uri cu layout-uri în XML, dar și funcționalități cu widget-uri composable. Ca să facem legătura între o activitate și widget-urile noastre compose, în set content, nu o să mai dăm o resursă de tip bundle sau un fișier de tip XML, ci o să-i specificăm o componentă de tip compose. În cazul nostru, componenta pe care am definit-o, greeting. Deci îi zicem set content și îi dăm direct componentă.
După cum își aduc aminte cei care au dezvoltat folosind layout-uri, tot set content îi zicea și la metoda care ne setează layout-ul pentru activitatea curentă. Cum am spus, pentru a defini o componentă, trebuie să folosim anotarea addComposable. Iar în această funcție, fiind o funcție normală, aici nu avem restricții ce fel de parametri primim, cum se cheamă funcția. Recomandarea îi să folosim funcții care încep cu literă mare, deoarece sunt văzute ca și componente, nu funcții normale. La o funcție normală, într-o clasă, recomandarea e să înceapă cu literă mică. Aici, deoarece este componentă, o să-i zicem, o să le vedem ca și clase, dacă vreți, că impropriu zis clase, sunt tot funcții, dar definesc componente. Iar în cadrul componentelor o să avem compuse, după cum le zice și numele, alte componente care ne emit evenimente de tip UI. Restricțiile pe care le avem în a dezvolta astfel de componente sunt minore. După cum vedeți, putem să folosim limbajul Kotlin și instrucțiuni de tip loop, să construim liste de tip text în funcție de parametri, deci nu trebuie să facem ceva special, să zicem. De asemenea, putem folosi, nu trebuie neapărat să folosim un for loop, un clasic, să zicem. Putem să folosim liste, să consumăm liste și să arătăm informația pe baza conținutului unei liste. De asemenea, dacă, să zicem, la layout ne era destul de, nu complicat, dar anevoios să prezentăm informația sau în cazul în care lista noastră ar fi vidă, să zicem, să-i putem afișa utilizatorului un mesaj corespunzător, trebuia să facem două layout-uri separate, unul pentru cazul în care nu avem evenimente, altul în care să prezentăm evenimentele într-un anumit stil. Aici cu Compose, deoarece interfața se construiește în timp real, programatic la runtime, putem foarte ușor să luăm aceste decizii și să îl trimitem la altă componentă de tip Compose. În cazul nostru folosim aceeași componentă de tip text, în care afișăm un mesaj sau afișăm lista în celălalt caz. După cum ziceam, putem să le compunem. Aceasta fiind și decizia în a numi anotarea în Composable, deoarece se compun. Și aici avem un newsfeed care are o listă de știri și pentru fiecare știre folosim altă componentă custom, definită tot de noi, Composable, care arată știrea pe ecran. Și aici vedeți că folosim componente Compose, care seamănă ca și funcționalitate cu ce regăseam în XML, coloane sau padding, care ne permit să organizăm componente de tip text, cum ar fi titlu sau imagini pe ecran în modul în care dorim. O parte dintre dumneavoastră au definit un adapter propriu. Și în majoritatea cazurilor, când afișăm o listă pe ecran, trebuie să ne definim un adaptor pentru Recycle View. Asta în cazul în care nu dorim să folosim cele gata implementate, care ne afișează informații minimale pe ecran. Dacă vrem să arătăm mai multe câmpuri din entitatea noastră în listă sau dacă dorim să includem acțiuni pe elementele din lista respectivă, trebuie să definim un Recycle View. Și ca să facem un Recycle View,
și în Kotlin, dar și în Java, trebuie să scriem destul de mult cod, să definim un view holder, să arătăm cum îi definit elementul pe ecran, să definim cum se echipează nou view holder, ce se întâmplă când utilizatorul reacționează cu eveniment, cu entitatea respectivă din listă. Deci o grămadă de cod pe care trebuie să-l menținem. Trebuie să ne asigurăm că e scris bine pentru a merge după cum utilizatorii se așteaptă. Mai ales cum am văzut și la cursul în care discutam despre animații, trebuie să avem grijă, deoarece la Recycle View se reutilizează view holderii. Trebuie să avem grijă ce facem în momentul în care se reutilizează un view holder. Ceea ce vrem să expunem aici e că destul de ușor putem să greșim în implementare și să obținem un comportament nedorit pentru utilizator. Deoarece, cum ziceam și la început, în a arăta o listă pe ecran cu entități este un use case foarte întâlnit în aplicațiile mobile, acesta fiind și motivul pentru care tema noastră de laborator cere să avem o listă cu entități gestionată de utilizator. Cei de la Jetpack Compose au propus inițial să se folosească un scrolling list ca o componentă care să mențină logica de Recycle View în spate. Să nu trebuiască să mai definim noi adaptori, să se genereze automat pentru noi toată acea logică cu view holder, cu tot. Inițial se chema scrolling list, deoarece interfața de API propusă inițial nu era așa de extensibilă pe cum s-a dorit, a fost înlocuit cu lazy column. Și aici, prin acest lambda items, îi specificăm lista sau stream-ul care să ne producă datele, și apoi, similar cum ziceam la Recycle View, o să avem o componentă care o să ne descrie cum să se arate pe ecran un item. Pe bază la această informație, în spate se generează un Recycle View pentru noi. Același comportament pe care Recycle View clasic îl făcea, adaptorul fiind generat și gestionat de framework pentru noi. Deci, dacă comparăm cele două implementări și să zicem așa, ca și complexitate în a menține implementările respective, se vede clar un avantaj aici. Aici, prin această interfață declarativă, ne concentrăm pe ce vrem noi ca și dezvoltatori să facem. Să definim o listă de informații pentru un utilizator care să arate într-un anumit fel. Elementele să arate într-un anumit fel. Nu trebuie să ne, să zicem, ocupăm de ce se face în spate, cum se duc elementele, cum se setează, ce înseamnă că se reutilizează, deci aceste detalii fiind ascunse pentru noi. De asemenea, dacă în implementările noastre, nu știu dacă dumneavoastră v-ați propus, dar utilizatorii, în momentul în care selectează ceva în listă, văd detaliile și se întorc înapoi în ecranul inițial cu lista, așteptarea ar fi, mai ales dacă avem o listă foarte mare cu care se întinde pe mai multe ecrane, să ajungem înapoi în locul din care am plecat. Implicit, la Recycle View nu se face așa. Implicit o să ne arate tot timpul sus. Pentru a gestiona cu un Recycle View acest context, să zicem, să îl ducem pe utilizator
înapoi în starea în care era, avem destul de mult de gestionat, destul de multe decizii de implementat acolo, cazuri, să vedem dacă s-au mai adăugat elemente, ce sau unde s-a făcut scroll, când să facem scroll, ce se întâmplă dacă în momentul în care utilizatorul face, se revine și utilizatorul face scroll. Ce sunt decizii pe care trebuie dezvoltatorul să le ia și să le implementeze. La lazy column avem o stare, majoritatea componentelor fiind legate de o stare, doar componentele primitive, să zicem, nu sunt legate de stări. Iar aici, prin acest remember lazy list state și asociind starea componentei lazy column cu acest remember lazy list state, implementăm exact această funcționalitate de care vorbeam. În momentul în care ne întoarcem și se reface recompoziția, utilizatorul o să rămână pe aceeași poziție în listă, chiar dacă, să zicem, a făcut scroll 5 ecrane față de poziția inițială. Acest remember, o parte dintre dumneavoastră care ați dezvoltat și ați folosit acel template pe care l-am pus la dispoziție, ați văzut că face să se mențină sau ajută framework-ul să nu recompună parte din ecran dacă nu s-a modificat. Același lucru se face și la lazy column aici. Deci dacă conținutul, poziția în listă nu s-a modificat, în momentul în care se face refresh la ecran, această listă nu o să se modifice. Acestea fiind decizii de performanță foarte importante. Deci nu se rearată pe ecran dacă nu s-a întâmplat ceva cu conținutul respectiv. De asemenea, dacă am vrea să se mențină starea de la o, să zicem, instanță la cealaltă, în momentul în care schimbăm orientarea la device, să zicem, atunci nu vorbim de o recompoziție, deoarece se distruge activitatea cu totul. Dacă folosim remember lazy list state, atunci aceasta, cum ziceam, o să mențină starea de la o recompoziție la alta. În momentul în care schimbăm orientarea, o să se piardă starea listei noastre și o să se recreeze. Pentru a preveni, să zicem, acest lucru, putem să folosim starea, să o persistăm și să ne asigurăm că și de la o compoziție la alta utilizatorul o să aibă aceeași stare. Mai mult, folosind starea, putem și să ducem automat, să facem scroll automat la o anumită poziție. Aici, cu un buton, să zicem, scroll to top, îl ducem și facem scroll automat la prima poziție și animăm acest scroll. Acum, dacă discutăm de cum se propagă informația și evenimentele și dacă am avea un scenariu în care, să zicem, avem un ecran în care prezentăm mesajul nostru de salut utilizatorului. Să zicem că aici am definit un nume pe care am vrea să îl prezentăm pe ecran. De regulă o să avem componente specializate în a prezenta informația într-un anumit fel. Și aici vedeți cum îi pasăm variabila de tip nume componentei și îi pasăm și o funcție. Îi zicem că în momentul în care se apelează această funcție, să schimbe valoarea câmpului nume cu parametrul pe care l-a primit funcția.
Și dacă ne uităm cum e definită funcția noastră, componenta care ne arată numele pe ecran, aici avem o coloană. Coloana e corespondentul la la vertical layout. Deci le arătăm pe verticală mai multe informații. Aici avem o componentă de tip text care e analogul la text view, care știe să ne arate un text pe ecran prin modifier, și aici o să vedeți că majoritatea componentelor sistem au acest atribut modifier. Prin acest atribut putem să gestionăm cum arată componenta. Și aici am ales să adăugăm padding, să adăugăm spațiu în partea de jos. Vedeți că avem extensii pentru întregi. Îi zicem la un întreg, îi zicem punct DP. Aceasta este o extensie care ne convertește întregul respectiv în density pixels. Foarte ușor putem să stabilim cum să se facă independent de rezoluția, să zicem, device-ului, stabilind, cum ziceam, density pixels. De asemenea, stabilim un stil, cum să se pentru fontul respectiv din temă, și avem și o componentă care permite să schimbe utilizatorului numele respectiv. Deci aici îi zicem hello cu numele primit, iar ca și componentă, sub componenta de tip text, avem o componentă de tip input, îi zice outlined text field aici, în care în momentul în care utilizatorul schimbă numele și confirmă modificarea, o să apelăm funcția care am definit-o aici. Adică o să schimbăm numele din componenta de bază. Poate la început o să pară destul de ciudat de ce trimitem informația, să zicem, top-down, de la componenta părinte la componenta fiu, și evenimentele produse, cum ar fi aici on value change, le trimitem bottom-up, de la fi la părinte, dar o să vedeți că această decizie a fost luată intenționat și s-a ajuns la concluzia că folosind această metodologie putem defini o singură sursă de adevăr pentru date și pentru evenimente. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o să putem gestiona într-un mod uniform evenimentele și datele, fluxurile de date care se întâmplă în aplicația noastră. Și acum, dacă, să zicem, am vrea să se reflecte modificarea în momentul în care utilizatorul schimbă numele în acest text field, să se reflecte modificarea pe ecran, și indiferent dacă, să zicem, pe acest ecran putem să avem mai multe informații pe care le arătăm, mai multe text field-uri pe care utilizatorul poate să le schimbe. Dacă dorim să se reflecte modificarea, dar în momentul în care nu avem modificări, să nu se recompună, să nu se facă refresh la componenta noastră, putem să folosim acel lambda numit remember, cum am zis inițial în slide-ul precedent. Remember o să se asigure că doar dacă se fac modificări la informația pe care o ținem minte, e ca și un cache, cum ziceam, pe la cursul 2 sau 3, se menține informația, iar doar dacă se detectează că s-au făcut modificări, atunci poate să se facă refresh la componenta respectivă. Aici, prin mutable state, alt lambda pe care îl folosim, declarăm o stare și zicem că ținem cu remember, ținem minte starea respectivă, iar obiectele de tip state, și aici e mutable state, în sensul că se pot face mutații, adică putem să schimbăm acel nume, partea de state of o să ne zică că din această valoare inițială să ni se creeze un obiect de tip stare
Cum ziceam, aceste obiecte de tip stare se comportă ca și un observable, adică componenta noastră de tip text o să observe modificările făcute de acest observable. Adică de fiecare dată când se notifică că s-a schimbat ceva, această componentă o să-și dea automat refresh. Deci printr-o simplă construcție aici, o să generăm un refresh automat la componentă. Iar prin remember ne asigurăm că doar componentele care își modifică starea o să se reprezinte pe ecran. Cum ziceam și la listă, dacă am vrea să se persiste între, să zicem, informația între schimbări de layout sau de la un acces la altul în activitate, putem să folosim Remember Savable, adică o să și salveze starea, nu doar că o să o țină minte care îi, acel cache o să-l facă persistent, o să țină minte pe device. După cum ziceam, Jetpack Compose ascunde mult din funcționalitățile care se întâmplă în spate. Aici, printr-un simplu cuvânt, Remember Savable, de fapt, noi persistăm informația în spate. Instruim sistemul de operare să facă refresh doar când se modifică ceva. Suntem notificați cu state, mutable state, suntem notificați automat și se face trigger la un repaint când se modifică starea. Cum ziceam inițial, se încearcă să se recomandă să se folosească această paradigmă top-down la date. Deci din componenta părinte o să trimitem starea, datele către componenta fiu. Iar evenimentele produse de componentele fi să fie gestionate de către componenta părinte. Cum ziceam, aici îi pasăm metoda care o să țină minte sau o să definească comportamentul legat de variabila noastră, starea fiind menținută în componenta părinte. Acest lucru, pe lângă faptul că ne ajută să definim o singură sursă a datelor și o singură sursă pentru evenimente, ne ajută foarte mult și în a decupla componentele. Aici, componenta de timp conținut nu știe de cum se memorează și cum se gestionează valorile de la acest câmp. De asemenea, putem testa independent de componenta părinte, componenta de tip fiu. Deci aici putem ușor să facem un unit test care să testeze dacă această componentă arată și face layout-ul cum l-am definit, cum îl vrem noi, neavând nevoie să instanțiem și să zicem, să testăm tot triul până la componenta respectivă. Cum ziceam, dacă avem un feed de știri cu o știre, tot așa, în momentul în care utilizatorul dă click pe anumite detalii, de fapt o să definim comportamentul în componenta părinte, pentru a avea, cum ziceam, o singură sursă de adevăr. În general, partea de compoziție o să se facă în funcțiile de tip composable și state, iar evenimentele o să se propage de la funcțiile noastre, de la composable la stakeholder, la componenta care menține starea, componente care o să propage mai departe evenimentele la view model. Și după cum probabil vă amintiți, modelul de arhitectură pe care îl recomandam în cursul 3 este de clean architecture. Model view model cu use case-uri separate pentru fiecare
funcționalitate. Din view model o să apelăm acele use case-uri care se leagă la repozitorii, la servicii și ne permit să decuplăm, să zicem așa, fluxurile pe cazuri de utilizare. Dacă avem un ecran, să zicem, în care definim, cum ziceam la exemplu pe care l-am arătat în primele cursuri, o să definim câte o componentă pentru fiecare ecran. Iar în acel ecran, datele de la componenta părinte o să se propage la subcomponente, care o să propage la rândul lor la componentele primitive datele. Deci din lista de ecran ajunge la newsfeed, să zicem, care ne arată un feed de știri. Pentru fiecare știre o să avem o componentă separată care folosește componente primitive pentru a consuma datele din acea știre, să zicem un titlu, o descriere și ceva acțiuni. Deci datele ajung top-down, de la componenta părinte la frunzele din acest arbore. Iar evenimentele le trimitem și le consumăm de la componentele fi către părinte. Deci le propagăm pentru a da șansa ca fiecare componentă să reacționeze corespunzător la evenimentul produs. Dacă utilizatorul șterge, să zicem, componenta aceasta, a dat click pe butonul de a șterge o știre, componenta aceasta o să fie responsabilă cu repaint-ul către ce s-a întâmplat în componentă, iar din newsfeed o să eliminăm știrea, ecranul o să-și facă refresh. Deci, cum ziceam, să se facă datele top-down și evenimentele bottom-up. Așa putem să ne asigurăm că nu avem mai multe surse de adevăr. Adică să nu trebuiască să avem grijă că o să se producă bucle de evenimente în cadrul aplicației noastre. Să zicem, dacă avem mai multe surse de adevăr, mai multe checkbox-uri, dacă le facem dependente unele de celelalte, putem să ajungem ușor la o buclă infinită în care un eveniment la una dintre componente generează o serie de evenimente care se propagă în lanț și se ajunge la un ciclu și consumăm resurse, dar și împiedicăm utilizatorul să folosească corespunzător aplicația. Cum ziceam, tot timpul, și aici avem mai multe exemple, o să încercăm să implementăm acest single source of truth de la părinte la fiu. Și aici vedeți cum un checkbox, dacă avem o listă și vrem să arătăm informația, o să-i dăm datele de la părinte, deci opțiunile pe care le arătăm în checkbox. Ce este selectat o să primească din obiectul pe care l-am primit și noi la rândul nostru, o să arătăm mâncarea favorită, să zicem. Deci nu stabilim noi aici o valoare și apoi îi spunem la obiect care este valoarea pe care am stabilit-o noi, o variabilă de stare, să zicem, separată aici. Nu, starea o primim de la componenta părinte. Selected o să primească favorite food. Iar în momentul în care utilizatorul schimbă valoarea din checkbox, checkbox-ul ăsta permițând utilizatorului să-și aleagă, să zicem, mâncarea preferată, aici vedeți cum nu îi zicem selected egal cu ce am primit ca și opțiune, ci zicem data favorite food egal cu selected. Adică îi trimitem părintelui, îi zicem ce s-a selectat, iar părintele o să se întoarcă și o să ne spună ca și eveniment care este valoarea selectată. Cum spuneam, la început pare, să zicem, un efort
Am putea direct să știm ce s-a selectat și să setăm și la revedere, să nu facem acest lucru. Dar făcând, trimițând aceste evenimente către părinte și datele să ne vină de la părinte la fi, decuplăm funcționalitatea între componente și ne permite să le reutilizăm ușor și să le testăm independent de contextul în care au fost definite. Deci tot timpul, datele de la părinte la fi, evenimentele de la fi la părinte. Un alt exemplu cu un text editabil, tot așa, nu menținem stare în componenta noastră, ci primim starea, arătăm ce am primit, de fiecare dată când utilizatorul face o schimbare, setăm valorile respective în obiectul care l-am primit. Trimitem evenimentele mai sus. La o setare de tip telefon. Avem validări, să zicem. Deci primim datele, le arătăm cum le-am primit, iar în momentul în care se modifică ceva, validăm dacă avem caractere invalide sau îl formatăm să arate într-un anumit fel, iar în momentul în care avem datele respective, le setăm la starea pe care am primit-o de la părinte. Acum, tot ce am discutat până acum, din punct de vedere al evenimentelor, s-a produs doar în componente de tip composable. Ce se întâmplă când, să zicem, am vrea să într-o componentă de tip composable să notificăm sau să facem niște operații care nu sunt de tip UI. Să lansăm o cerere către backend, să ducem date de la un server, să zicem. Aceste operații sunt numite side effect, adică sunt efecte secundare pentru interfața noastră grafică. Și dacă o să vă uitați în documentație, se zice să nu avem efecte secundare, adică din interfața grafică să nu menținem aici, să zicem, un câmp de tip întreg care să se incrementeze și să nu facă parte din starea componentei. Această recomandare este pentru că în Jetpack Compose, cum am văzut și în view-urile clasice, deci nu în cele cu layout, și la activități, când discutam despre life cycle-ul unei activități, nu noi gestionăm de câte ori se creează un view, de câte ori se creează un fragment. Tot așa, și aici, o componentă definită, de fiecare dată când se invalidează starea, o să se recompună, o să se facă refresh. Dacă noi menținem obiecte care nu fac parte din componenta respectivă și avem logică care interacționează cu obiectele respective, acea logică o să se apeleze de fiecare dată când se face o recompoziție. Cum ziceam, recompoziția se poate face de fiecare dată când se invalidează starea. Poate noi nu vrem ca logica respectivă să se apeleze de fiecare dată când se recompune. Și de asta recomandarea e să nu menținem logică side effect în componente. Dacă avem nevoie să, cum ziceam, să facem un apel către server pentru a aduce date care să le arătăm în componentele noastre, deci să apelăm logică care nu are legătură directă cu starea componentei noastre, atunci putem să folosim aceste lambda-uri de tip side effect care ne permit exact acest lucru. Corpul pe care îl avem aici, la acest lambda, o să se execute într-o corutină separată de firul de execuție, iar în momentul în care se termină corutina sau se lansează o recompoziție, corutina gata lansată,
o să se distrugă și o să se lanseze o nouă cortină. Mai mult, aici îi dăm un parametru la un astfel de side effect. Îi dăm un parametru care zice că de fiecare dată când se modifică starea parametrului, cheia respectivă, să se anuleze vechea corutină și să se lanseze noua corutină. În exemplu pe care îl vedem aici, noi de fapt afișăm un snack bar în scaffold-ul pe care l-am primit ca și stare. Și ce am vrea, dacă avem erori, să zicem, primite de la server, să arătăm eroarea, iar dacă, să zicem, se recompune ecranul sau vine rezultatul de la server și nu mai avem eroare, să se anuleze corutina respectivă, în cazul nostru snack bar-ul care îl arătam înainte pe ecran. Acum o să trecem la un demo cu Compose. Ca să facem aplicații de tip Compose, cum ziceam, nu o să apelăm empty activity cum făceam până acum. O să apelăm empty compose activity ca și framework. De aici stabilim un nume, să zicem. După cum spuneam, nu putem să alegem altceva în afară de Kotlin ca și limbaj, deoarece Jetpack Compose este prima librărie din Jetpack care nu este disponibilă în limbajul Java. Aici fiind și o controversă, foarte mulți din dezvoltatorii care se bazau pe faptul că Kotlin îi suportat ca și limbaj de programare cot la cot cu Java, să zicem, și până la Compose, să zicem, toate funcționalitățile fiind disponibile și în Compose, și în Kotlin, scuze, și în Java. În momentul în care s-a lansat Compose, au primit un semnal și cel puțin pentru mine a fost destul de clar că eforturile Google se îndreaptă înspre Kotlin. De asta, acum două cursuri, acum 2 ani în urmă, noi am luat decizia să mutăm toate exemplele și să focusul să fie mai mult pe Kotlin, să nu mai prezentăm și să dezvoltăm exemple noi în Java. Tendința oricum la dezvoltatorii de Android este să migreze aplicațiile către Java. Majoritatea aplicațiilor noi, cum ziceam la început, se fac deja în Kotlin. Și acum, dacă ne uităm peste ce ni se generează, ascuns, ce ni se generează implicit de wizard-ul pentru Kotlin, este o aplicație care ne face acel Hello World, dacă vreți, în Kotlin. Deci, din activitate, se folosește set content, aici se stabilește și o temă. Se folosește o componentă de tip suprafață în care se instanțiază widget-ul nostru definit aici, greeting, care e composable și folosește componenta text. Nu o să rulăm acum aplicația asta, că am mai văzut-o. Avem altă aplicație care am pregătit-o aici, care e similar cu ce ne generează Flutter, dacă vreți. Ni se generează un contor pe care utilizatorul poate să-l incrementeze. Deci, ca și, să zicem, funcționalitate, e asemănător cu ce ni se generează implicit de Empty Composable Activity, dar aici, în ecranul pe care l-am definit noi, primim o listă și vedeți cum stabilim o valoare implicită pentru parametru de tip listă. Îi spunem să aibă două valori, Android și There. Folosim Mutable of State pentru contor și îi spunem să țină minte. Și apoi, folosind widget-ul de tip column, îi spunem să ocupe toată înălțimea de ecran disponibilă, să ne afișeze conținutul listei primite
folosind componenta de tip greeting și un divider, adică să tragă o linie după conținutul de la greeting. Aici la greeting afișăm doar hello și numele pe care l-am primit cu un padding de jur împrejur, adică un spațiu de 24 de pixeli. Cum ziceam, tragem o linie după și apoi afișăm contorul nostru. Se pare că s-a restartat emulatorul, să sperăm că ne pornește ok. La contor, valoarea o primim din obiectul de la componenta părinte. Deci aici menținem în ecran, menținem starea, cum am zis, să fie memorată și e un obiect de tip stare. O arătăm la contor, îi pasăm obiectul și îi pasăm și o funcție în care de fiecare dată când o să se apeleze cu o anumită valoare, de fapt o să schimbăm starea obiectului părinte. Iar la contor, dacă ne uităm, aici vedem cum ascundem funcționalitatea și comportamentul contorului de către celelalte de componente. Primim funcția pe care o pasăm aici la un click și îi zicem noua valoare pe care s-o trimite la funcție. Și aici mai avem un comportament. La acest buton îi schimbăm culoarea în funcție de valoare. Dacă valoarea este mai mare decât 3, arătăm verde, dacă nu, arătăm valoarea alb. Iar ca și text pe care îl arătăm pe buton, o să folosim acest mesaj. O să zicem de câte ori a fost apăsat acel buton. Se pare că emulatorul nostru se tot pornește și se tot pornește. Să sperăm că putem să schimbăm emulatorul. Să închidem instanța asta la altă. Ok. Pare că și cu acesta am verificat înainte și mergeau ok, dar se pare că pe când să fac demo am probleme cu emulatorul. Acum face build. Am putea să am o soluție de backup aici, dar am deschis doar Xcode aici. Nu am un pic, îmi cer scuze, o să pornesc și pe acest device exemplu care vreau să-l arăt în lecture 11 counter. Aolea. Se pare că se face build și pe mașina asta. O să schimbăm pe mașina inițială aici până termină build-ul dincolo. Ce vreau să mai discutăm până pornește exemplul dincolo e că am pus în repozitoriu de GitHub, o să vedeți și două aplicații pe care le menține Google, Crane și Jet News. Acestea sunt dezvoltate ca
aplicații demo pentru Jetpack Compose și acum o să ne uităm peste aplicația Crane. Aici ar fi bine dacă ne-ar și merge. O să încercăm să pornim. Poate pornește. Avem și o întrebare. Dacă am avea mai multe evenimente decât, adică mai multe handlere, vrei să zici, Răzvan, decât un singur on-name change, vom trece toate evenimentele ca și parametri? Deci dacă consumăm mai multe evenimente, atunci putem să trimitem un obiect care să definească funcțiile respective cu evenimente. Dacă avem două sau trei, putem să le pasăm individual. Dar dacă avem deja mai multe, ca să nu supraîncărcăm metoda respectivă cu o grămadă de funcții, putem pasa un obiect care menține acele funcții, care consumă evenimentele. Foarte bună întrebarea. Foarte ușor putem să pasăm o funcție. Să sperăm că se face și build-ul ăsta. Asta e un warning aici, dar ar trebui să meargă. Toate vor să-și facă update acum. Se pare că emulatorul tot face probleme aici, dar pe device-ul ăsta se pare că pornește. Văd că pornește și aici. Sau încearcă să pornească. Să vedem unde o să ne meargă prima dată. Ne mutăm acolo. Ok, nu o să ne uităm aici. Pe ăsta al device se pare că îmi face încă build, dar în momentul în care o să termine o să ne uităm. Ce vroiam să vă arăt aici interesant, și ar fi fost bine dacă puteam să vedem și aplicația rulând, e că aici se folosește un backdrop scaffold, adică un scaffold care e modificat să ne permită să arătăm două straturi, două layere, dacă vreți, de aplicații. Cel care este în front-end, aici ne definește o listă de destinații, de zbor sau sugestii de destinații, iar în layerul din spate ne permite să facem o căutare a zborurilor. Să sperăm că pornesc și o să și vedem cum se fac. Și această aplicație și cea de news folosesc tot un framework de injectare a dependențelor, asemănător cu ce am prezentat, structurate tot folosind Clean Architecture, asemănător cu ce am prezentat ca și model la aplicația Compose care vă recomandam să o folosiți la laborator.
să ne mutăm pe device-ul acesta. A pornit și aplicația de tip contor până la urmă. Deci, cum ziceam, avem, să arătăm și sursa, avem o listă pe care o arătăm ca și greeting aici cu valorile și avem un buton care ne zice de câte ori a fost apăsat, iar în momentul în care trecem de 3 apăsări, schimbăm culoarea butonului. Toate aceste evenimente se fac prin propagarea stării de la părinte la fiu. Haideți să încercăm să deschidem și aplicația de tip Crane, să vedem cum rulează, ca să înțelegem de ce ziceam cu acel backdrop, scaffold. Asta e un proiect destul de mare și, din păcate, n-am fost destul de inspirat să le fac build și pe mașina aceasta. O țineam mașina asta doar pentru Xcode, că am observat la cursurile trecute că numai când deschideam Xcode îmi făcea probleme dacă rula pe aceeași mașină cu software-ul acesta de broadcast. Și am pregătit demo de Xcode pe mașina asta, dar cele de Android le-am lăsat tot pe mașina de broadcast. O să dureze un pic până își duce dependențele și ni le arată, dar să sperăm că ni le arată. Până când pornește, haideți să trecem la slide-uri și să ne uităm peste ce am pregătit pentru SwiftUI. SwiftUI, cum ziceam la început, se aseamănă foarte mult cu Jetpack Compose, fiind dezvoltate oarecum în același timp de echipa de... scuze, de echipa de la Apple și ei, pornind de la aceleași probleme, Objective-C, inițial interfețele în Objective-C nu erau, să zicem așa, ca și framework. N-au fost dezvoltate pentru mobile, au fost doar adaptate la mobile, iar SwiftUI vine ca și răspuns doar framework de interfață grafică pentru mobile. Acum se poate folosi și pentru a dezvolta aplicații desktop, fiind un framework modern. Ca și concepte este tot declarativ, seamănă foarte mult cu Compose, inspirându-se și ei din React Native, din React și din Flutter, multe din concepte fiind foarte asemănătoare. Aici nu avem column, îi zice horizontal stack, H stack. Componentele de bază au aproape exact același nume, text, imagine, în loc de divider îi zice spacer. Tot așa putem să iterăm peste o listă, în loc de lazy column îi zice list. Și vedeți cum îi dăm un element pe rând în care îl arătăm pe ecran. Deci sunt foarte, foarte, foarte asemănătoare. Tot așa, cum avem în Compose modifier, aici le avem expuse direct pe widget-uri, putem să setăm rații de aspect, să punem constrângeri legate de spații. Animațiile sunt foarte asemănătoare cu Compose. Aici vedem cum putem să punem animații de tip Easy in
Alt pe un badge, pe un text. Acum am putea să le vedem și alea, dar o să ne uităm ce vedem, după ce ne pornește demo cu crane pe device-ul ăsta. Aici, ca și comparație, avem o aplicație pe care am dezvoltat-o în ambele sisteme de operare, pe Android și pe iOS. Ca și funcționalități, vrem să arătăm o listă de imagini, iar în momentul în care utilizatorul dă click, să arătăm mai multe detalii, taguri asociate unei astfel de imagini. În Jetpack Compose, cum ziceam, o să avem o stare pe care o ținem în View Model și o pasăm la ecrane. Aici arătăm cum am definit o stare. Îi zicem componenta de succes a unei stări, care conține lista de imagini efective, iar componenta de eroare, în caz că nu se poate conecta la repository sau de la repository primim o eroare, o să avem setată mesajul de eroare în această componentă. Iar ca și stare în View Model, folosim Mutable State Flow, din cauza că primim un flux de date, cum am zis la flow. Inițial, inițializăm cu loading, cu starea de loading, care o să ne prezinte un indicator de progres. În View Model folosim corutina launch legată de scopul de la View Model să facem cererea de imagini către repository. În momentul în care am primit rezultatul de la repository, acesta fiind o funcție suspend, o să setăm la starea de succes dacă primim o eroare. Și aici am primit niște întrebări de la colegii dumneavoastră care și-au implementat aplicația folosind laboratorul folosind Compose, cum pot să trateze erorile. În View Model, aici, când primim eroarea de la server, setăm starea de eroare la obiectul nostru de tip state, iar în UI o să-l arătăm în funcție, deci pe ecran, dacă starea noastră este de tip loading, o să arătăm un progress indicator, dacă se schimbă starea și îi succes, o să arătăm lista, iar dacă e eroare, putem să arătăm mesajul de eroare. Când îi succes, aici am detaliat doar partea de succes, arătăm folosind fie un lazy column sau un column, arătăm conținutul, la loading arătăm progress indicator-ul, să zicem, într-o coloană centrat pe mijloc, iar în caz de succes o să folosim un lazy column sau, în cazul de față, avem un search și un grid și arătăm informația. Deci, lazy vertical grid-ul ăsta o să ne permită să arătăm imaginile una câte una pe ecran. Ca și side effect, în momentul în care dăm click pe o imagine din grid, o să-l mutăm pe utilizator la ecranul de detaliu și aici vedeți cum, folosind în ecranul de detaliu, launch effect, acel side effect de care ziceam câteva slide-uri înainte, îi zicem să inițializeze apelul către repository prin View Model să ne ducă noua imagine pe care vrem să o arătăm. Și aici tot cu stare, până când o să ne ducă imaginea, deci asta se execută într-o corutină în paralel cu ce se arată pe ecran. Dacă starea este loading, o să arătăm tot așa un progress indicator. Cum ziceam, la fiecare operațiune trebuie să avem un progress indicator. În momentul în care primim eroare, o să-i arătăm eroarea aici și eventual punem un buton de retry, iar în cazul în care avem succes, o să-i arătăm conținutul pe ecran. La SwiftUI, cum ziceam, sunt destul de asemănătoare. Un pic să mă asigur că se pornește și aici exemplu. Deci, ca și concepte, sunt foarte asemănătoare. În loc de mutable state avem anotarea state, în loc de remember
îi zicem observed object și asta o să ne țină minte și o să ne notifice și în loc de side effect avem o anotare published. Deci, ca și concepte sunt la fel, doar se numesc altfel. View o să observe starea obiectului observed object care ne notifică și aici vedeți cum definim un astfel de obiect. Repozitoriul nostru o să fie de tip observable. Toate modificările o să fie notificat, o să fie trimise celor care observă acest obiect. Și aici, folosind published, vedeți cum definim acel side effect. De fiecare dată când o să vrem să ducem ceva imagini, o să generăm un side effect care ne duce imaginea respectivă și o să ne notifice. În view definim obiectul nostru ca fiind stare, state object. Îl inițializăm cu repository. Tot așa, cum ziceam, trebuie să arătăm un indicator de progres în momentul în care facem o cerere și aici vedeți cum facem acest boolean ca fiind de tip state, iar în momentul în care se modifică, să zicem, în coloana noastră, aici se cheamă stack, deci asta o să ne-l arate ca și un row în compos, ne-l arată pe orizontală. Dacă acest boolean este true, atunci arătăm un progres de tip circular care o să se tot învârtă. Dacă starea este de succes, atunci aici în loc de lazy column, lazy vertical column, aici avem lazy vertical grid, îi zice, și pentru fiecare imagine de la repo și ID-ul din listă, o să arătăm o imagine pe ecran. Am ajuns la demo și aici, am terminat și cu astea, dar din fericire nici s-a încărcat și demo-ul cu Crane. De această componentă ziceam, un scaffold care știe să se... cred că main activity este definit. Landing page. Asta e landing page-ul. Și aici vedeți că avem un launch effect. Nu landing. Nu un landing page vroiam să intrăm. Landing screen. Chrome. Da. Aici. Deci avem un backdrop scaffold, care ziceam că are două layere. În layerul de aici avem definit cum să facem o căutare de zboruri, iar în layerul care este în front content avem lista. Și aici vedeți că putem interacționa cu lista, dăm click și ne arată detalii despre locația respectivă cu o hartă care la un moment dat o să se și încarce. Putem să facem scroll și atunci din cauza că îi definit cu un backdrop scaffold se ascunde layerul din spate, vedeți? Sau putem să facem anumite filtre aici care să se aplice pe lista de mai jos. Avem și niște taburi definite care ne schimbă cum arată și un meniu care de asemenea ne schimbă conținutul, destul de interesant făcut. Vă rog să vă uitați peste exemplu acesta, dar și peste exemplu de aici anumit Jet News. Și ca și în acesta, sunt multe tehnici și multe widget-uri din compoz expuse ca și demo, să ne învețe cum să le folosim. O să încarc și aplicația
aceasta cu imaginile de care tocmai am prezentat-o. Și până când se încarcă, o să ne uităm peste exemplele de la Swift. Aici avem un exemplu cu o listă. Deci putem să folosim și, cum am văzut, vertical grid, dar putem să folosim și o listă în care să ne arate informația asemănător cu lazy column. Și aici vedeți cum le compunem componentele în SwiftUI. Avem o listă, pentru fiecare element folosim un stack ca să le arătăm pe rând. Deci e un, ca și un row în Compose. Și aici avem o imagine, apoi un text care ne arată temperatura și apoi iară un text care ne arată numele localității. În momentul în care dăm click, ne duce prin navigation link la altă destinație, care de fapt la noi e un text care ne arată numele locației respective. Mai avem un exemplu cu tot așa cu Swift. Ăsta este un buton clasic care incrementează. Aici avem butonul, acțiunea pe care o face, plus plus. Îi valoarea îi de tip state. Vedeți, am pus arond state să-l facem stare. De fiecare dată când o să se modifice valoarea, o să se invalideze și se recompune și ne arată noua valoare și pe buton și în text view care îl avem aici. Așa. Și aici avem lista. Așa, aici avem exemplu cu imaginea, cu lista de imagini pe care Android Studio îl încarcă. Să ne asigurăm că avem judecaua care trebuie și aici. Și să pornim exemplu și aici. Deci, cum ziceam aici, repozitorii de tip state object, progress indicatorul e de tip state, putem să facem filtre după taguri, să căutăm, putem să schimbăm cum arată imaginile prin toggle-ul respectiv și avem un list grid aici, un vertical list, vertical grid, care ne arată informația. Iar în momentul în care dăm click, cum ziceam, printr-un side effect care aici îi zice publish, ne duce și ne arată detaliile despre elementul pe care l-am selectat. În momentul în care am selectat ceva, de asemenea, schimbăm starea aici și putem să-l declarăm favorit, să-l marcăm ca și favorit un obiect și putem să facem căutare, să zicem, să vedem ceva tag-uri de pe aici, home. Să căutăm după home. Reacționează destul de greu că merge și Android Studio în spate și învață cum să scriu. Deci pune un filtru și ne arată toate imaginile care au tagul home. Să vedem dacă ni s-a încărcat și asta mai face build. Dar aici, cum ziceam, avem lista noastră cu definită în model, ne legăm de repozitorii, ducem datele inițiale, iar în ecranul de detalii de imagine, printr-un launch effect, vedeți cum din model facem get view pe listă. Și aici tot așa putem să căutăm după un tag. Ar trebui să fie aceleași imagini. Dacă selectăm o imagine prin acest live effect, obținem imaginea și detaliile și putem să o marcăm ca și favorită și aici. Cam atât am avut pregătit pentru astăzi. Sper să vă fi plăcut exemplele astea și sper să le folosiți în
concepte din ce am prezentat astăzi în aplicațiile de laborator sau în aplicațiile viitoare. Ca de obicei, dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de laboratoare sau de conținutul cursului, vă rog să-mi scrieți pe Teams, în chat sau pe e-mail și am să încerc să răspund. Cu asta încheiem activitatea de astăzi și vă urez o zi bună și multă sănătate. La revedere!